Noapte de coșmar în localitatea Caracui din raionul Hâncești, un minor de 17 ani a fost reținut pentru 24 de ore după ce ar fi omorât un bărbat de 44 de ani și i-a jefuit pe alți 4 locuitori, pe care îi amenința și le cerea bani. Suspectul, care era însoțit de un adolescent de 16 ani, ar fi ajuns în gospodăriile în care victimele erau singure, în vârstă sau neputincioase. Într-un caz, aceștia au pătruns în casa unui bătrân de 71 de ani. Bărbatul ne-a povestit că le-a dat făptașilor ultimii bani pe care i-avea în casă, doar ca să-l lase în viață. Între timp, sătenii care au rămas îngroziți de cele întâmplate afirmă că minorul de 17 ani era de mult certat cu legea. Bărbatul în vârstă de 44 de ani a fost depistat mort în această noapte, chiar de către polițiști care au observat poarta și ușa locuinței deschise. Acesta și-a pierdut viața după ce ar fi fost înjunghiat în regiunea gâtului de către un minor de 17 ani din localitate, susține poliția. Cadavrul bărbatului de 44 de ani a fost depistat în această gospodărie. Acesta a fost găsit mort de către oamenii legii cu o plagă în regiunea gâtului. La fața locului am surprins rudele bărbatului deciodat, care ne-au povestit că acesta locuia doar cu mama sa, care este bolnavă și țintuită la pat. Chiar și așa, potrivit acestora, suspecții nu au furat nimic din casă. Și ați aflat când era poliția deja aici? Da, eu am văzut dimineața poliția aici și s-a auzit că el mort aici era. Da, eu n-am intrat, n-am văzut nimic. L-ați auzit noaptea ceva când... Nimic, eu s-a auzit dacă eu dorm. M-am dus pe acasă, încolo, într-o... Nu pot să vin. Are soră, are frate, dar nu pot să vin. Dar unde îți plecați? E în Italia, una, dar una în Cehia. În Franța. În Franța. Una în Franța și sorsa în Italia. Nu. Care l-au ușit pe dânsul? Da, da. A, minorul n-a știu. E un marciuc, nu știu. Patru băieți. Nu știu cine se ia, dar... Aici, care l-au ușit, ne-i cuscă. Potrivit oamenilor legii, tot în această noapte, alte 4 gospodării au fost jefuite, iar minorul de 17 ani ar fi implicat în toate aceste crime. Într-un caz este vorba despre un bărbat de 71 de ani. Acesta ne-a povestit că în casa lui au pătruns 2 tineri, în timp ce unul îl amenința cu un cuțit și îi cerea bani, altul aștepta la intrare. Ce cereau de la dumneavoastră? Bani. Bani. Da. Ce ați făcut într-un final? Ați avut ce să le dați ca să plece sau ce s-a întâmplat mai departe? Și dacă ne-au pus în chept cuțetul... V-au rănit sau nu? Nu, nu, nu. Ea ca asta nu. Dar era singur, un băiat. Cum un băiat? Era unul v-a pus. Doi? Unul în caledor și de. Am înțeles. Neîntușor, dar așa la mai e josut. El acolo a intrat la mine. Bărbatul spune că le-a dat ultimii bani din casă doar ca să-l lase în viață, fiind vorba de peste 1000 de lei. Cât timp au stat aici la dumneavoastră? Am văzut jumătate de oară. V-au așteptat, da, să căutați banii, să-i scoateți? Da. Ulterior, suspecții au mai intrat în alte 3 locuințe. Este vorba despre gospodăria unui bărbat de 82 de ani care a fost agresat fizic, fiindu-i aplicată o lovitură cu cuțitul în regiunea capului. O femeie de 77 de ani maltratată și care a fost internată în spital pentru îngrijiri medicale. La fel, minorii au mai pătruns în casa altei femei de 37 de ani care la fel a fost amenințată cu răfuiala fizică, fiindu-i ceruți bani. Fiind speriată, aceasta a scos din portmoneu aproximativ 600 de lei și i-a dat suspectului. Între timp, localnicii susțin că au rămas îngroziți de cele întâmplate. Are ce vă pot spune? Au fost colegi de clasă cu fica mea. Nu știu ce au avut și n-au împărțit. Da, nu știu. Au mai recurs la astfel de gest? Unul din trânși, da. A fost multe, a avut, adică, legătură cu poliția, cu... Ați mai avut așa situații când într-o noapte se întâmplă atâtea furturi? Nu prea au fost așa. Nu, așa multe și omor. Asta e chiar tragedie mare. Am încercat să discutăm cu părinții celor 2 minori, însă nimeni nu a reacționat la solicitările noastre. Da. De la primarul localității am aflat că jafurile și omorul au fost comise după ce minorii ar fi consumat băuturi alcoolice. Acesta ne-a spus că minorul care l-ar fi ucis pe bărbat nu este la prima abatere. Probleme la școală au fost
De numărate ori cu inspectorul, directorul, comisia multidisciplinară, am fost invitat el, tata lui. Răscă, provenind într-o familie bună, cum se cade, mama e psihotare de mult timp în Israel, tata mai duc un copil acasă, minor. El a fost permanent cu probleme copilul zi. El a mai comis niște furturi, adică multe, multe încărcări. În această noapte cu el împreună, cine mai era? Păi nu pot să vă spun, merge vorba că a fost o gașcă acolo care o sărbătoreau de primul drum la intrare de partea dreaptă. Sărbătoreau, fusese ziua de naștere al unul din trenșe, un băiat acolo. Și așa la tot cam problematic era. Și de spus inspectorul sectorului, așa l-a s-o ridicat și a plecat. Și a început să, probabil el era servit sau și fumază și iarbă. Pe toate aceste cazuri au fost inițiate cauze penale în cadrul cărora vor fi stabilite toate circumstanțele. Tânărul de 17 ani a fost reținut pentru 24 de ore și urmează a fi cercetat penal pentru tâlhărie și omor intenționat. Potrivit legii penale, acesta riscă până la 15 ani privațiune de libertate.